Care trăim? Se spune că fiecare țară are conducătorii pe care îi merită. Probabil că este adevărat. Dar dacă este așa, atunci nu ne putem aștepta la ceva bun pentru vremurile care vor urma, nici pentru România în special, dar nici pentru omenire în general. A trebuit să-mi duc autoturismul în servis pentru a face un schimb de ulei. Prin urmare, nu am stat prea multă vreme în acel loc, ceva mai bine de o jumătate de oră, dar atât cât am stat a fost prea mult, am venit de acolo îngrozit și tulburat. Aproape la fiecare cuvânt al celor ce lucrează acolo era și câte o înjurătură. Dar ceea ce este și mai grav este faptul că aproape fiecare înjurătură era la adresa lui Dumnezeu. Cei de acolo înjurau nu pentru că ar fi avut probleme din cauza necazurilor, ci înjurau cu zâmbetul pe buze, pur și simplu pentru că înjurătura devenise un obicei pentru ei. Se vedea lămurit că nu puteau purta o discuție fără să înjure, era ceva natural, adică ținea de felul lor de a fi. Orice înjurătură este un lucru mizerabil și urât, dar să-l înjuri pe Dumnezeu la fiecare câteva cuvinte pe care le rostești și apoi să mai și râs pe deasupra ca și cum ai fi realizat ceva însemnat, este un lucru care ne coboară sub demnitatea umană. De fapt, nici animalele nu sunt în stare de asemenea josnicii. Nu doar în atelierele auto se aude acest limbaj obscen. Nu odată mi s-a întâmplat să merg pe stradă și să treacă pe lângă mine adolescente care foloseau același limbaj murdar în discuții care păreau normale. Nu îmi venea să cred ce auzeam din gura lor. Și dacă suntem sinceri cu noi, acesta este limbajul comun care se aude în această țară. Cineva îmi spunea că la locul de muncă nici nu poate să stea în vestiar cu colegii lui, atât este de murdar limbajul pe care aceștia îl folosesc atunci când se află împreună. Problemele sunt mai multe, dar una dintre ele este că cei ce procedează în acest fel se numesc, marea majoritate dintre ei, creștini. Din când în când mai merg la biserică și chiar se cred oameni buni. Cu toate acestea ei fac ceea ce poate nici păgânii nu fac – ei îl înjură pe Dumnezeul în care cred și la care se roagă să le facă bine atunci când au probleme și necazuri. Este ca și cum l-ai înjura în față pe președintele țării și după aceea l-ai ruga să-ți facă dreptate într-o dispută pe care o ai. Cu toții greșim în multe feluri, dar când o țară declarată creștină își face un obicei din a-l înjura pe Dumnezeu, perspectivele acestea nu sunt bune. Ar fi suficient ca Dumnezeu să fie supărat pe noi, ca țară, din cauza multelor păcate în care ne scăldăm toată ziua, minciuna, hoția, curvia și preacurvia, sodomia, malahia, adică autosatisfacerea sexuală, crimă, avortul, compromisul, ura, neiertarea, vorbirea de rău, invidia, răutatea, idolatria, etc. Dar la toate acestea poporul român pune capac, făcând din înjurarea numelui lui Dumnezeu un sport național. Culmea este că apoi ne așteptăm ca Dumnezeu să ne facă bine, să ne dea conducători buni. Se spune că nu poți culege decât ceea ce semeni. Vorbind prin gura profetului Osea, Dumnezeu spune următoarele. Osea 8 de la versetul 1, în loc de Israel puneți România. Pune trâmbița în gură. Vrăjmașul vine ca un vultur peste casa Domnului, căci au călcat legământul meu și au păcătuit împotriva legii mele. Atunci vor striga către mine, Dumnezeule, noi te cunoaștem, noi, Israel. Israel a lepădat binele cu scârbă, de aceea vrăjmașul îi va urmări. Au pus împărați fără porunca mea și căpetenii fără știrea mea, au făcut idol din argintul și aurul lor, de aceea vor fi nimiciți. Vițelul tău este o scârbă, Samario, mânia mea s-a aprins împotriva lor, până când nu vor ei să se țină curați. Idolul acesta vine din Israel, un lucrător l-a făcut și nu este Dumnezeu, de aceea vițelul Samariei va fi făcut bucăți. Fiindcă au semănat vânt, vor secera furtună, nu le va crește un spic de grâu, ce va răsări nu va da făină și dacă ar da, ar mânca o străinii. Evrei au fost pedepsiți de Dumnezeu pentru că și-au făcut idoli și s-au închinat la ei. La fel a făcut și poporul român. Se închină la idol făcut de mâna omului, iar banul este cel mai mare idol din România. La ban se închină chiar și cei ce pretind că sunt slujitori ai altarului. Deși Domnul Isus Hristos spunea la Matei 26 cu 24: Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Mamona este banul, Dumnezeul la care ne închinăm, iar adevăratul Dumnezeu nu este pentru români decât un slujitor de care ar vrea să se folosească pentru a ajunge la ban. Dar ca și cum toate acestea nu ar fi de ajuns, Românii s-au apucat cu o râvnă drăcească să-l înjure și să-l blesteme pe Dumnezeul care le-a făcut bine până acum și nu i-a spulberat cu foc și pucioasă, așa cum a făcut cu Sodoma și Gomora și așa cum ar fi meritat toți cei ce îl sfidează și îl bajocoresc prin cuvinte și prin viața lor pe Dumnezeu. Dacă asta suntem noi românii, de ce ne-am aștepta ca Dumnezeu să ne facă bine, să ne dea conducători buni prin care țara să prospere? Singurul motiv pe care eu îl văd ca Dumnezeu să ne facă bine, este că în această țară mai sunt totuși unii oameni care se tem de Dumnezeu și care Îl cinstesc pe Dumnezeu prin viața lor. Oameni care au intrat în legământ cu Dumnezeu și care, prin credința lor în Isus Hristos, au fost născuți din nou din Dumnezeu, după cum scrie Apostolul Ioan în Evanghelia lui, la primul capitol, de la versetul 11. Isus a venit la ei și ei nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Sfinții din România, adică cei ce se supun lui Dumnezeu și ascultă de el, cinstindu-l prin viața lor, sunt bucuria lui Dumnezeu, după cum scria și profetul David în psalmul 16. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Eu zic Domnului, tu ești Domnul meu, tu ești singura mea fericire. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Idolii se înmulțesc, oamenii aleargă după Dumnezei străini, dar eu n-aduc jerfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Constat cu fiecare zi care trece o tot mai mare și mai înverșunată ură a oamenilor care trăiesc în păcat față de Sfinții lui Dumnezeu și calea pocăinței. Este aceeași ură pe care diavolul o îndreaptă spre Dumnezeu prin blasfemii și înjurături. Domnul Isus însă ne avertiza în legătură cu acest lucru, spunând: Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Luca 23 cu 31. Copacul verde fiind el, cel bajocorit și lepădat de oameni, iar cel uscat fiind noi cei care îl urmăm și care ne dăm silința să-i fim plăcuți. Adică, dacă pe Dumnezeu îl înjură și îl bajocoresc oamenii care trăiesc în păcat, cum nu o vor face și nu se vor purta la fel cu cei ce sunt născuți din Dumnezeu, adică seamănă cu Dumnezeu? Pentru că, în final, este vorba despre două lumi total opuse: lumea lui Dumnezeu și lumea lui Satana. Satana îl urăște pe Dumnezeu cu o ură desăvârșită, și la fel îi urăște pe Sfinții lui Dumnezeu, nu pe cei morți, ci pe cei ce se află în viață și fiecare om se află în una din aceste două împărății. Din nefericire cei mai mulți sunt slujbași fideli ai lui satana și dovedesc aceasta prin faptul că trăiesc în păcat în fiecare zi, sunt robe ai păcatului, după cum scrie Apostolul Pavel în Cartea Romani, la capitolul 6, de la versetul 16. Nu știți că, dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire? Dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost robe ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robe ai neprihănirii. Ești roba lui satana dacă îl înjuri pe Dumnezeu sau dacă treci în păcat, roba al păcatului și destinul tău va fi focul veșnic care îl așteaptă pe satana și pe cei ce ascultă de el. Matei 25 cu 41 Sau ești roba lui Dumnezeu, roba al neprihănirii, dacă asculți de Dumnezeu și faci voia lui. Și dacă ești robul lui Dumnezeu, te așteaptă fericirea veșnică a raiului. Matei 25 cu 34 cei ce sunt ai lui Dumnezeu nu pot vorbi de rău sau înjura numele lui Dumnezeu pentru că nu-l poți înjura sau vorbi de rău pe cel pe care îl iubești, deși îl poți înjura pe cel de la care te aștepți să-ți facă bine și nu-ți face. De aceea, adevărata credință creștină se arată prin faptul că îl iubești pe Dumnezeu, după cum scria și Apostolul Pavel la 1 Corinteni 16 cu 22, dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Isus Hristos să fie anatema. Anatema înseamnă blestemat, despărțit de Dumnezeu pentru veșnicie. La ce ne putem aștepta de la Dumnezeu, în situația în care ne aflăm, ca țară? Ne putem aștepta să ne pedepsească în multe feluri, din pricina păcatului și a celor ce îl înjură și îl bajocoresc pe Dumnezeu, și printre care poate te afli și tu. Și ne putem aștepta să mai aibă răbdare și milă față de țară, din pricina celor Sfinți, iubiți de Dumnezeu, bajocoriți și ei de cei mulți. Dar care, zi de zi, binecuvintează numele Domnului, mulțumindu-i chiar și atunci când trec prin greutăți și încercări, și rugându-se pentru cei ce îi prigonesc și îi bajocoresc. Ei fac așa cum scrie la scripturi, în multe locuri. Psalmul 66 cu 8. Binecuvântați popoare pe Dumnezeul nostru, faceți să răsune lauda lui. Psalmul 68 cu 26. Binecuvântați pe Dumnezeu în adunări, binecuvântați pe Domnul, cei ce vă coborâți din Israel. Psalmul 96,2 Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui. Binecuvântați pe Domnul, toate oștirile Lui, robii Lui, care faceți voia Lui. Psalmul 103, 21 și 22 Binecuvântați pe Domnul toate oștirile Lui, robii Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui. Binecuvintează suflete pe Domnul. Psalmul 134 cu 2 Ridicați-vă mâinile spre Sfântul Locaș și binecuvântați pe Domnul. Psalmul 135 cu 19 casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul, casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul, casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul, cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul. Matei 5 cu 44, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc. Psalmul 37 cu 22 căci cei binecuvântați de Domnul stăpânesc țara, dar cei blestemați de el sunt nimiciți. Ești dintre cei ce binecuvintează numele Domnului sau dintre cei ce blestemă numele Lui? Ești dintre cei ce aduc binecuvântare peste pământ sau aduc blestem peste ei și cei din jur? Sunt gura și limba ta sfințite de Dumnezeu sau pângărite și spurcate de satana? lumea în care trăim.